serii aparține anilor 90. Este o piesă care se cânta și la televizor, și pe scenă, în concert, dar și la anunți. Ce a făcut-o să fie atât de îndrăgită? Ritmul? Motivul popular al liniei melodice? Autorul ei? Greu de spus. Un lucru este clar. În anii 90 a fost un mare hit. Party in Transylvania cu Marius Dragomir. Salut, Marius! Ce faci? Te îmbrățișez. Ce faci, Marius? Bine ai venit! Bine te-am revăzut după 100 de ani! 100 de ani, da, și unul. 100 și unul. Marius,
Ai un stil foarte personal, nu de a cânta, asta e clar, de a-ți manageria imaginea. Adică, tu vii în anii 90, faci un hit, se vinde în milioane de exemplare și după aia dai un pas în spate și stai acolo în vizuină nu știu câți ani. După aia iar apar, iar... De ce e așa? E bine așa? E bine să nu apar foarte des, pentru că lumea începe să se sature. Trebuie să mai ieși câte o perioadă de pauză. Eu am fost plecat, ăsta este motivul pentru care nu m-ai mai văzut. Am fost plecat, fac muzică de film în străinătate, orchestră simfonică, fac muzică simfonică, dar nu am renunțat la stilul etno, stilul Kashai, cum i-am spus. Kashai, da, exact. N-am renunțat pentru că este cel stil care m-a consacrat, adică cel care a vândut cel mai bine și pentru care lumea mă caută cel mai mult. Însă mai am și alte surprize. Știi că există un ciclu. A apărut stilul Kashai, au apărut alte genuri și revine. Iar revine moda anilor 90, ca să spun așa. După cum vezi, deja se simte un miros de anii 90. Sigur, deja cam ăsta e ciclul, cam la 20 de ani, așa. Cam la 20 și moda de ani. Și țoalele, ți-au aminte prin anii 90, la început, atunci când tu scosești mega hitul ăsta, se purtau pantaloni evazați cum se purtau în anii 70, așa dacă ți-au aminte. Exact. Mai spune-mi un lucru. Spune-mi, tu în pauzele astea în care nu compui, pictezi, am înțeles, nu? Da, pictez. Am făcut și grafică murală, am făcut și tablouri în ulei. Ai lăsat muzica pentru pictură? Nu, cred că le-aș îngemăna. Am înțeles. De fapt, asta și faci. Da, asta și fac. O ultimă întrebare. Da. Te rog, spune-mi în ce... Ai zis că ai compus muzica de film. Da, muzica de film. Care este ultimul film căruia ai compus muzica? Se numește The Lost Amulet. Este un film medieval. E cu orchestra simfonică mare, de 100 de persoane instrumentiști și vreo 60 la cor. American? E americano-italian. Aha, aha. Da, se filmează în Cehia, în Ungaria și prin Austria, în Irlanda. E o muncă foarte grea să scrii muzică pentru film, mai ales când e vorba de orchestră simfonică, dar este o pasiune pe care o am de mic și mi-am dorit de foarte mult timp să fac lucrul acesta. Cred că voi face treabă bună în domeniul ăsta. Mulțumesc foarte mult, Marius. Sper să ne revedem. Și să ne vedem cât mai des. Acum eu stau o perioadă acasă, poate ne putem vedea. Poate facem un party în Transilvania. Un party în Transilvania. Ok, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult.